Printre primele articole de pe alexandraoleră.ro și printre primele vloguri de aici, de pe canalul meu de YouTube, se află și vlogul despre cum obțin și cum întrețin culoarea părului meu și este în continuare cea mai des întâlnită întrebare care mi se adresează. Așadar, am zis să fac un update acelui vlog, mai ales că acolo vă povestesc foarte multe despre călătoria părului meu până să ajungă la culoarea asta, iar informațiile concrete despre ceea ce folosesc și cum obțin și întrețin culoarea sunt abia la minutul 5, iar în articolul de pe site sunt abia în josul articolului. Așadar, astăzi, foarte scurt și foarte la obiect, o să vă arăt ce folosesc pentru a obține această culoare, cum o întrețin și cum folosesc produsele respective. Am vrut să încep vlogul cu părul drept și să-l continui ondulat pentru a vedea culoarea în mai multe ipostaze. În primul rând vreau să vă spun că părul nu este decolorat, culoarea obținându-se doar din aplicarea vopselei cu oxidant de 6%. Vopseaua pe care eu o folosesc este Matrix So Color, nuanța este SR. Și pentru lungimea părului meu folosesc jumătate de tub de vopsea și 150 de ml de oxidant de 6%. În momentul de față folosesc oxidant de la Kalos, însă nu țin cont în general la oxidantul pe care îl folosesc, pur și simplu acum am luat Kalos. Ideea este că oxidantul este de 6%, deci nu este un oxidant foarte puternic care să distrugă părul, iar culoarea este aceasta. Eu îmi achiziționez vopseaua online, îmi iau deodată 3 tuburi să-mi ajungă pentru 6 vopsiri. Mă vopsesc odată la 3-4 luni, așadar un an și jumătate sunt rezolvată cu aceste 3 tuburi. V-am lăsat în articolul de pe blog ultimele două site-uri de pe care mi-am comandat eu vopseaua. Nu-mi comand întotdeauna din același loc, fac doar un mic research înainte și văd pe ce site au prețul cel mai accesibil. Așadar, jumătate de tub de vopsea cu 150 de ml de oxidant de 6% pentru lungimea părului meu, care nu este nici foarte des. Aplic amestecul pe rădăcini, stau 20 de minute cu vopseaua doar pe rădăcină, după care pun restul de vopsea pe toată lungimea firului de păr și mai stau așa 15 minute. În general nu îl prind cât timp acționează vopseaua, ca să evit dungile care s-ar putea forma din cauza prinderii. Deci, Matrix So Color SRR este vopseaua pe care eu o folosesc și să trecem la menținerea culorii, pentru că și asta este un aspect foarte important, roșcatul curge foarte mult la spălat, fapt pentru care la aproximativ 4-5-6 spălări de depinde după ce mă vopsesc, întrețin culoarea din nuanțatoare. Ca să fiu foarte rapidă în ceea ce privește pigmenții, există două tipuri de pigmenți. Pigmenți calzi care dau o tentă de portocaliu părului și pigmenți reci care dau o tentă de roz părului. Iar soluția pe care eu am găsit-o pentru întreținerea unui roșu intens a fost să combin un pigment rece cu un pigment cald ca să se anuleze practic între ei și să obțin roșu pur. Așadar, nuanțatoarele pe care eu le folosesc sunt acestea, de la Crazy Color by Rainbow, și combin pigmentul rece, Fire, cu cel cald, Vermilion Red, iar tonurile, după cum v-am spus, se anulează cumva între ele și se obține roșu fără nicio tentă de portocaliu sau roz. Aplic nuanțatoarele ca orice mască normală de păr, folosesc o mănușă, îmi torn din ambele nuanțatoare o cantitate egală în palmă, amestec cu degetul de la mâna cealaltă și aplic pe toată lungimea firului de păr, inclusiv pe rădăcini, în același timp, ca o mască obișnuită. Nuanțatoarele le aplic după ce m-am spălat în prealabil pe cap și am folosit un balsam pe care îl folosesc în mod normal. Le folosesc pe părul lud, nu usuc părul absolut deloc, nu-l șterg, nu nimic, pur și simplu după ce spăl balsamul aplic nuanțatoarele, împrind părul într-un coc, îmi pun un prosop pe spate pentru că o să curgă și stau așa 45 de minute, pe instrucțiunile lor scrie 15-30 de minute, însă eu tot timpul am stat 45, iar ca idee, astăzi am folosit nuanțatoare și ăsta e rezultatul. V-am pus în articolul de pe blog și site-ul de pe care mi-am luat ultima dată nuanțatoarele, așadar aveți toate informațiile acolo. Dacă mai aveți orice întrebare, vă aștept jos în comentarii sau într-un mesaj privat pe Instagram. Sper că am fost foarte clară, foarte scurtă. Dacă v-a fost de folos clipul, nu uitați să-i dați un like, un subscribe canalului de YouTube pentru alte informații viitoare care v-ar putea fi de folos și bineînțeles un follow pe Instagram Alexandra Olerâ. Vă aștept și pe blog pe alexandraolerâ.ro.
www.ilenaiorgu.ro și repet, orice întrebare ați avea, dacă n-am fost suficient de clară sau dacă lipsește vreo informație cât de mică, nu ezitați să-mi scrieți. Hai să vă iau și în soare, în lumină naturală, să-l vedeți mai bine.